Salutare tuturor, sunt Dariana, iar astăzi vreau să vă recomand cartea Zile și nopți de vară, o antologie de povestiri coordonată de Stephanie Perkins și totodată să îi ofer unuia dintre voi un exemplar, așa că va urma și un concurs. Această carte este tradusă de către Irena Stoica, booktuberița Irina Citește, și mă bucur foarte mult că am avut ocazia să văd cum traduce ea o carte. Și tot de ea va mai apărea la editura Epica și cartea The One Memory of Flora Banks. Așa că sunt foarte curioasă și de aceea. Însă, revenind la cartea despre care voiam să vă povestesc, aceasta cuprinde 12 povestiri pe care le putem citi în orice anotimp, nu neapărat vara, pentru că în această carte nu este vorba doar despre vară. Sunt mai multe povestiri romantice scrise de autori foarte cunoscuți, cum ar fi Stephanie Perkins, Veronica Roth, Jennifer E. Smith, și una dintre ele este Inerție de Veronica Roth, care va fi ecranizată și sunt foarte curioasă în privința ei, pentru că această carte prezintă niște povestiri scurte de 30-40 de pagini, care nu trebuie neapărat să fie citite în ordine. Printre aceste povestiri sunt unele care mie mi-au plăcut la maxim și printre ele se numără și prima, care este Cap, Solz, Limbă, Coadă, scrisă de Leigh Bardugo. Sunt sigură că o să vă placă și vouă această carte. Și prin intermediul editurii Epica o să ofer uneia dintre voi acest exemplar. Și ca să intrați în concurs, trebuie să fiți abonați la canalul meu, apăsând pe butonul de subscribe sau abonează-te, să dați like acestui clip și dacă vreți să găsiți și alte recomandări de carte, postările mele anterioare. Și după aceea să scrieți un comentariu cu particip și unde ați vrea să citiți această carte, de exemplu în metrou, acasă sau oriunde altundeva. Și de asemenea, dacă aveți Facebook și Instagram, am lăsat în descriere link către contul meu de Instagram și cel al editurii și pagina mea de Facebook și pagina editurii, unde să ne dați follow și like. Și concursul ține o săptămână, adică până marțea viitoare, când voi anunța câștigătorul printr-un comentariu la acest clip și câștigătorul îi voi alege prin intermediul site-ului YouTube Random Comment Picker, ca de fiecare dată, și voi trimite coletul prin poștă. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu. Noi ne revedem data viitoare. La revedere!